Deci aruncă ăștia care merg pe stradă sau chiar da, vecinii dumneavoastră de bloc? Aruncă și din blocuri, dar aruncă cei care trec pe stradă și în general aruncă pe spațiu verde. Unde este poliția locală care trebuie să dea amenzi, să vină îmbrăcați particular și să dea amenzi, pentru că altfel nu putem să avem un mediu. Uitați-vă acolo, aseară la ora 10:30, erau aruncate, n-am putut să cred, erau aruncate toate coșurile de gunoi, erau în mijloc, multe. Da, dar nu se poate. Aseară... Deci care ar fi soluția? Poliția doar. Îmbrăcată în civil, să-i prindă în flagrant, obligată, dar durează o secundă amenzi. Când arunci chestocul. Trebuie să-l vezi, eventual să documentezi, să ai și martori. Haideți să facem programul ăsta în școli. Haideți să pornim din școli de la elevi și haideți să învățăm că nu ecologia, ecologistul nu strânge după altul, ecologistul întreține curățenia. Și asta cred că doar prin educație, de la grădiniță începând, de la școala primară, educația primară, care este baza, pentru că aia o ai toată viața și înveți în primii ani, educația familiară și ceea ce... Totuși ați zis că vă adresați la ministerul, la ministrul mediului. La ministrul el ce poate să facă? El nu controlează nici poliția, nici școlile. Vă spun eu, ministrul mediului poate să-și creeze o rețea de voluntari, voluntari de mediu, da? Mă duc și mă înscriu undeva și întrețin și vorbesc în numele calității mele de voluntar. Păi niște ONG-uri recrutează voluntari, dar ministerul e plătit cu bani publici ca să, cu salariul baban, să facă politici, să elaboreze politici. Publice se fac, câtă lume știe de politici publice, foarte puțină lume. Eu cred că educația cetățenească, ONG-urile să iasă în stradă, nu să stea într-o cameră și să toace banii veniți de la Europa. Iată acum, fără bani, na, pe cheltuiala noastră, am cumpărat pungi și mănuși și strângem chestoace. Ce ați făcut dumneavoastră, am făcut eu cu ani în urmă, m-am dus și am umplut un săculeț și m-am dus la primarul de la sectorul 4 și le-a zis, vai, doamne, vă murdăriți, aruncați-l. Asta a fost reacția edilului, da? Vă murdăriți. Și am zis, lăsați că eu sunt din Ardeal, eu știu să fac curățenie, dar știu să întrețin pe stradă. Eu eram copil, spunea mama dimineață, ia mătura și du-te și mătură repede strada în fața casei, că ne facem de râs. Nu interesa că faci pentru altcineva sau... Nu făceai de rușine, pentru că funcționează rușinea aici în Sibiu. Mulțumesc! Vreți să vă prezentați? Da, mă cheamă Angela Gârjoabă, sunt sibiancă. Dar locuiesc pe Bulevardul Unirii. În București, da, locuiesc pe Bulevardul Unirii și sunt o militantă pentru ecologie. Mulțumim! Și noi la fel! Da.